Pentru cea mai variată gamă de articole pentru fotbal, vizitează ergol.com, iar pentru 7% reducere folosește la checkout codul Midas. Ai toate linkurile în descriere. Salutare tuturor, numele meu este Midas și bine v-am găsit cu un nou filmuleț din Secretele Gazonului, emisiunea în care aflați de la fierul ierbii noutățile din fotbal. De data aceasta facem o ediție specială în care vorbim despre incendiul de la baza de antrenamente a juniorilor lui Flamengo, un subiect care nu prea a fost publicat în România și în cazul în care a fost, lucrurile nu au fost foarte detaliate și de asemenea câteva noutăți în cazul prăbușirii avionului lui Emiliano Sala. Înainte să trec la subiecte, vreau să vă anunț că în după amiaza aceasta de la ora 17 voi fi live pentru 12 ore până la ora 5 dimineața, așadar ne vedem acolo și o să fie destul de multe activități interesante. Să-mi pregătesc și eu prompterul. Încă o tragedie a lovit lumea fotbalului, 10 oameni au murit într-un incendiu la baza sportivă a lui Flamengo, focul a cuprins mai multe camere unde dormeau juniorii lui Flamengo. 10 persoane și-au pierdut viața și 3 au ajuns la spital, pompierii au stins incendiul după o jumătate de oră. Baza de antrenamente a fost renovată în urmă cu 2 luni. Cam asta ți-a auzit dacă ați vizionat aseară buletinul de știri sportive al unuia dintre cele mai mari posturi de televiziune de la noi din țară. Luăm știrea asta, o descompunem în câteva bucăți și vedem cum stau lucrurile. Încă o tragedie a lovit lumea fotbalului, 10 oameni au murit într-un incendiu la baza sportivă a lui Flamengo. Ăsta ar fi titlul lor, într-adevăr încă o tragedie după prăbușirea avionului în care se afla Emiliano Sala. 10 oameni au murit, se repetă mai târziu cu 10 persoane, puteau fi puțin mai specifici și să spună că erau juniori. Toți cei care au murit aveau între 14 și 16 ani, iar la acea bază copiii aveau între 14 și 17 ani. Desigur, BBC a publicat dinaintea prânzului lista cu toate numele, dar da, ne informăm ca post de televiziune de la un site partener, favoritul meu din România de altfel, acolo unde probabil articolul ăsta a fost scris de un jurnalist care nu prea a trecut pe la facultatea de jurnalist. Focul a cuprins mai multe camere unde dormeau juniorii lui Flamengo, nu știu câte camere erau sau dacă erau camere, cert este că era o încăpere improvizată ce nu avea autorizație de construcție și care se afla pe locul unde trebuia de fapt să fie parcarea. Din câte se știe și din relatările unui martor de 17 ani care s-a salvat, incendiul ar fi pornit de la un aparat de aer condiționat. 10 persoane și-au pierdut viața și 3 au ajuns la spital. Dintre cei 3, 2 sunt într-o stare stabilă, iar unul dintre băieți este într-o stare mai gravă, având arsuri de 35% pe suprafața corpului. Să sperăm că nu vor exista complicații și toți 3 vor fi externați cât mai repede. Pompierii au stins incendiul după o jumătate de oră, aici se vede atenția lor la detalii. Sursele din afară spuneau că incendiul a izbucnit la ora 5:10, ora locală, eu am găsit și mai precis la 5:17 minute, iar acea oră locală de 5:10 minute a fost transformată în ora Angliei, pentru că de acolo vin cele mai de încredere publicații, care era 7:10. Incendiul mai apoi se spune că a fost stins la 7:30. Ei bine, acest jurnalist a luat 2 repere temporale greșite, și anume ora 7:30, ora locală a Braziliei cu ora 7:10, ora Angliei. De fapt, a durat totul cam 2 ore, operațiunea de stingere. Baza de antrenamente a fost renovată în urmă cu 2 luni. Această renovare a costat 6,2 milioane de dolari și era o bază foarte complexă ce avea terenuri de antrenament, centru medical, parc acvatic, sală și un mini stadion. Așadar, condiții nu mai bune pentru desfășurarea activităților fotbalistice din cadrul junioratului copiilor între 14 și 17 ani până să intervină, bineînțeles, această tragedie. După cum spunea și președintele lui Flamengo, este cea mai mare tragedie din istoria de 123 de ani a clubului, o istorie în care au dat 3 mari legende ale fotbalului mondial, Ronaldinho, Romario și Zico. Și desigur să nu uităm pe recenții Lucas Paqueta și Vinicius Junior. Unul dintre motorurile clubului este ne producem starurile acasă și au grijă ca permanent aceștia să intre în contact cu jucători cu experiență sau jucători de legendă, cum a fost și cazul lui Zico, care se întâlnise de câteva ori cu acești băieți. El a declarat după ce a aflat de acest
incident și această tragedie, ca să fiu mai explicit, că se apropiase destul de mult de ei, erau băieți cu obiective, cu visuri și care, mai presus de toate, voiau să-și ajute familiile prin performanțele pe care aveau să le obțină pe viitor. Una dintre dramele unei societăți cum este cea braziliană este că, într-adevăr, există și zone unde se câștigă mai bine, dar există foarte multe familii sărace. Și probabil ați auzit de favele, sunt niște zone de la marginea marilor orașe, alcătuite din case improvizate, cum mai construiesc unii etnici de la noi prin diferite țări sau poate chiar și la noi în țară. Iar una dintre modalitățile de a urca pe scara socială a celor care se află în acele case este să ajungă fie ei, fie copiilor, depinde de caz, mari în fotbal și mari în sport. Sigur, sunt atât de multe exemple de fotbaliști brazilieni extraordinari, dar nu toți ajung să joace, nu știu, la Barcelona, PSG, Real Madrid și alte cluburi mari din Europa. Unii ajung, spre exemplu, mă uitasem pe lista transferurilor jucătorilor brazilieni de anul trecut, prin Timorul de Est, prin insulele Feroe și încearcă să își câștige până la urmă o pâine pentru a-și ajuta familiile de acasă. Am mai amintit și în alte filmulețe de jucători din țări mai mici care au ajuns la un nivel mult mai mare decât au ajuns români vreodată, dar e ceva normal fiind de un nivel ridicat al sărăciei, sunt oarecum condamnați să reușească. Dacă nu reușesc, știu că vor trăi mizer și e ca o evadare. Așadar, dacă vreți să ajungeți fotbaliști și părinții nu vă pot sprijini financiar, pentru că am întâlnit astfel de cazuri, ați scris unii dintre voi și din păcate momentan nu vă pot ajuta cu mai mult decât, nu știu, niște sfaturi, vă recomand să vă antrenați cât mai mult și să credeți în voi. Faceți asta și apoi veți vedea că lucrurile vor sta mai bine. Antrenați-vă pe lângă antrenamentele pe care le faceți deja, dacă nu mergeți undeva la antrenamente, nu știu, de unii singuri, până vă va vedea cineva și veți ajunge acolo unde vă doriți. O să închei subiectul acesta cu o zicală din Brazilia care spune așa: toți se nasc fani ai lui Flamengo, dar unii se rătăcesc pe drum. Și e superb spus, asta arată pasiunea lor pentru fotbal și pasiunea lor pentru acest club. Spuneam în ultima emisiune de Secretele Gazonului că există un corp în epava avionului, acesta a fost extras miercuri, iar joi a fost identificat ca fiind Emiliano Sala, așadar toate speranțele pe care poate le mai aveați în caz că nu ați aflat până acum, nu știu prin ce circunstanță, acum sunt spulberate. A mai rămas pilotul, am întâlnit și foarte multe comentarii care spuneau că nimeni nu se gândește la pilot. Ei bine, cercetătorul care s-a ocupat de găsirea lui Emiliano Sala și care a făcut asta în doar câteva ore a declarat că nu a fost contactat prin niciun fel de familia lui David Ibbotson, pilotul avionului, și acum nu mai are ce să facă, deoarece după descoperirea avionului toate atribuțiile sale s-au oprit și de acum se vor ocupa autoritățile. Ieri dimineața am primit de la unul dintre voi o știre de pe DigiSport, conform căreia un club ar fi cerut niște bani din transferul lui Sala. Și discutam cu el și îmi spunea că el consideră falsă toată această știre, la fel am considerat-o și eu, dar am făcut câteva cercetări și într-adevăr s-a confirmat știrea de pe DigiSport, iar acum vă dau câteva detalii. În momentul în care Emiliano Sala a venit din Argentina în Europa, a ajuns în zona Mallorcăi la Soledad, un club și un program care se ocupa de creșterea juniorilor. Acest club a fost integrat de Plathes de Calvia în 2016. Patronul acestui club din Liga 3-a din insulele Baleare, deci un club foarte mic, dar care are un site ce aproape că rivalizează cu site-urile echipelor din Liga 1, a declarat că nu și-au exprimat încă nicio opțiune publică de a primi bani, doar că au niște avocați care se vor consulta cu cei de la FIFA pentru a vedea dacă sunt în măsură să primească niște bani pentru drepturile de formare. Bineînțeles că intuiam ce ar fi drepturile de formare, dar nu știam cu exactitate, așadar m-am documentat și acum pot să vă spun și vouă. Am pregătit o definiție mai teoretică, dar e aproape ora 5 și jumătate.
am editat clipul și să îl postez la ora 12, iar apoi urmează și live-ul de 12 ore, așadar vă explic cu cuvintele mele și pe înțelesul vostru. Aceste drepturi de formare reprezintă un fel de taxă de solidaritate. Și ca să înțelegeți, eu mi-am făcut junioratul la UTA Arad, am semnat primul contract profesionist cu ei, iar apoi mă transfer la FCSB. Și FCSB mă vinde după 2-3 ani la Manchester United cu 40 de milioane de euro. Ei bine, FCSB trebuie să plătească o taxă de solidaritate clubului UTA Arad pentru că m-a format pe mine ca jucător și prin această formare am reușit să ajung la un nivel care să-mi permită să ajung mai apoi la Manchester United. Taxa pentru cluburile, în principiu din Europa, este de 90.000 de euro, care din suma de transfer a lui Emiliano de 17 milioane de euro nu reprezintă mai nimic, dar pentru un club aflat în Liga 3 în insulele Baleare e ceva senzațional. Bineînțeles că toată lumea s-a dus cu hate la adresa lor, am intrat pe pagina lor de Facebook și la ultima postare aveau 5 comentarii și toate erau de ură. În momentul în care cluburile Cardiff și Nantes se vor înțelege, e posibil, din câte am înțeles, ca cei de la Cardiff să fie depunctați dacă nu plătesc suma de transfer. Când banii sunt virați în contul lui Nantes, o parte, mă rog, cei 90.000 de euro ar trebui să ajungă în conturile echipei din Liga 3. Desigur, a fost o situație mai mediatizată și de asta toată lumea acum urăște clubul acela, dar până la urmă, dacă Nantes va primi banii, mi se pare normal să ajungă și cei 90.000 de euro la ei, ținând cont că totul este specificat în legislația UEFA. Cam aceasta a fost ediția specială, sper să nu mai fie cazul să vorbesc despre niciun subiect tragic mult timp de acum încolo. Nu uitați că ne vedem pe live de la ora 5, timp de 12 ore, vă aștept într-un număr cât mai mare încă de la început, apoi vedem pe parcurs cum și câți vom rămâne. Eu am fost Mindas și până ne vedem la 5, aveți grijă de voi. Pa!